Bună ziua, dragi elevi și dragi profesori! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom aplica împreună metoda cubului în asemănarea triunghiurilor. Această lecție se bazează pe lucrul în echipă. De aceea, pentru început, profesorul va împărți clasa în șase grupe de elevi. Fiecare grupă își va desemna un lider care va alege un bilet pe care va fi inscripționat unul dintre următoarele șase verbe: descrie, compară, asociază, analizează, argumentează și aplică. Apoi, fiecare grupă va primi fișa de lucru. Corespunzătoare verbului ales, și va avea la dispoziție 15 minute pentru a o rezolva. După expirarea timpului, fiecare lider va prezenta în fața clasei, în maxim 5 minute, rezolvarea sarcinilor care au fost înscrise pe fișa grupei. Pentru fișa corespunzătoare verbului descrie. Avem enunțați teorema lui Tales și sarcina 2, descrieți pe scurt cazurile de asemănare a două triunghiuri. Pe fișa compară. Sarcinile de lucru sunt următoarele. Realizați o comparație între teorema lui Tales și teorema asemănării. Și doi, găsiți în figura de mai jos perechile de triunghiuri asemenea și precizați cazul de asemănare. Fișa corespunzătoare verbului asociază. Sarcina de lucru este următoarea. Date fiind triunghiurile ABC și DEF asemenea. Știind că AB este egal cu 12 cm, AC egal 15 cm și DE egal 4 cm, iar EF egal 7 cm, trebuie să asociați fiecărui element din coloana A valoarea corespunzătoare din coloana B. Sarcina de lucru corespunzătoare verbului analizează este următoarea. Pe mediana AE a triunghiului ABC se ia punctul P. Notăm cu E intersecția dreptelor CP și AB și cu F intersecția dreptelor BP și AC. Realizați desenul corespunzător și precizați dacă dreptele EF și BC sunt paralele. Verbul argumentează. Prin punctul Q, situat pe latura AC a triunghiului ABC, se duce QE perpendicular pe BC cu E situat pe BC. Dacă punctul de intersecție dintre dreptele QE și AB este notat cu F, iar QE ori EF egal cu CE ori EB, argumentați de ce triunghiul ABC este dreptunghic fișa cu numărul 6, corespunzătoare verbului aplică. Sarcina de lucru este următoarea. Se consideră triunghiul isoscel ABC cu AB egal cu AC, măsura unghiului B egală cu 72 de grade, BD bisectoarea unghiului B cu D situat pe AC. Demonstrați că triunghiurile ABC și BDC sunt asemenea. Exact cum am spus și la început, Veți avea timp de lucru 15 minute, veți rezolva cele șase sarcini și apoi le veți prezenta în fața clasei. Vă doresc spor la treabă și acesta este și un bun exercițiu de recapitulare pentru finalul unității de învățare asemănarea triunghiurilor. La revedere!